Bună seara, dragi nemuritori și dragi nemuritoare! Sper din tot sufletul ca astă seară să avem o emisiune memorabilă și pentru dumneavoastră, pentru mine va fi în orice caz memorabilă. În primul rând datorită invitatei noastre speciale, pe care o voi prezenta imediat, și apoi, un pic, și din punct de vedere tehnic, în seara aceasta, având o premieră în viața mea de realizator de emisiuni TV, vorbind de la distanță, pe ceva... În fine, nu știu cum să-i spun, o tehnică oarecare, cu invitata noastră care se află într-o altă țară. Am plăcerea să o salut și să-i mulțumesc pentru că a acceptat să vină alături de noi. O salut, deci, pe doamna Claudia Enea, reprezentanta învățăturilor lui Grigori Grabovoi pentru România. Bună seara, dragă Claudia, și îți mulțumesc din suflet. Bine ai venit la noi! Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație! Cu iubire, cu iubire. Dragă Claudia, în mintea mea, așa compartimentată și, mă rog, poate că un pic artificial structurată, dar așa, pe cutiuțe, cunoașterea pe care am apucat așa să o întrezăresc prin amabilitatea ta, cunoașterea acestor învățături ale domnului matematician Grigori Grabovoi din Rusia, se încadrează, și te rog să mă corectez dacă greșesc, acolo unde eu zic că ni se trimite o cunoaștere oarecum direct de la sursă, chit că încă nu știm bine să o înțelegem, să o deslușim sau să ne o explicăm în baza paradigmei clasice materialiste în care am fost crescuți. Zic bine sau zic greșit? Se poate înțelege rațional tot ce ne învață Grigori Grabovoi? Da, se poate înțelege rațional, dar ăsta este un aspect special al acestor învățături, și anume faptul că fiecare înțelege cum să explic eu lucrul ăsta? În primul și în primul rând, atunci când studiem această știință, avem un anumit nivel de cunoaștere. Cu cât vom ajunge să studiem mai mult, cu atât nivelul nostru de cunoaștere, de percepție și de înțelegere va crește. Deci este cumva... această învățătură este una multifacetă, multilevel. Cu cât noi creștem, cu atât ea ne deschide mai multe uși. Am înțeles. Voiam să fac o ușoară trecere de la ceea ce am vorbit în emisiunile trecute către ceea ce tu vei avea amabilitatea de a ne explica în seara asta. Voiam să le spun, să le amintesc dragilor noștri telespectatori, că de multe ori ne confruntăm cu întrebarea: există sau nu există o realitate fixă, obiectivă, independentă de voința mea, de gândurile mele? Și aceasta este o întrebare atât în domeniul filozofiei, cât și o întrebare în domeniul științelor exacte. De fapt, e greu de făcut delimitarea în acest caz. Și iată, cu cât avansăm în cunoaștere în domeniul științelor, științelor naturii și matematicii, științelor exacte, ne dăm cu atât mai mult seama că trăim într-un univers participativ, cum îi spunea un mare fizician, Wheeler, într-un univers care e interconectat cu noi. Mai bine zis, toate părțile, tot ceea ce există, sunt interconectate, comunică într-un mod sau altul, unele cu altele, se influențează reciproc. Și ce să vezi? Creatorul și creația reacționează la noi, la ceea ce facem noi, la ceea ce vorbim noi, la gândurile și la emoțiile noastre, la spiritul nostru, deci la toate etajele ființei noastre. Ca să nu o lungesc prea mult cu această introducere, vă rog să vă amintiți că suntem co-creatori ai realității noastre și în seara asta, în afară de ceea ce am tot auzit până la saturație, și anume fapte, cuvinte, emoții și gânduri, să ne amintim că mai există ceva care are o mare influență asupra realității. În spatele a tot ce există, dacă știm să ne uităm cu atenție, descoperim uimiți matematica. Dragă Claudia, până aici n-am spus decât faptul că domnul Grigori Grabovoi este matematician rus. Te rog să preiei microfonul.
Cine este acest om? Cum de are el această cunoaștere? Spune-ne un pic despre biografia lui, ce vârstă are acum, orice. Avem marea șansă să fim contemporani cu el. Deci este un om de știință, academician, matematician, fizician, este doctor în matematici superioare, în fizică și în aeronautică. Este născut în Kazahstan în 14 noiembrie 1963. Iar actualmente se găsește în Serbia, locuiește în Serbia, la Belgrad, unde a și înființat un centru educațional pentru a ne ajuta pe noi să ajungem la toate aceste învățături. La Belgrad are centrul educațional? Da, la Belgrad. Deci mi-ai spus că este un om în putere. Nu poate fi numit un om vârstnic, este un om relativ tânăr. Cum a avut, a avut o epifanie, a visat această cunoaștere, i-a venit prin channeling, lămurește-ne, te rog, și la ce vârstă? Da, deci din ceea ce el spune, din ceea ce el povestește și din ceea ce povestesc cei apropiați lui, s-a născut practic cu conștientizarea misiunii sale de viață. Este un suflet foarte evoluat, care s-a încarnat practic să ajute omenirea în aceste momente, iată, pe care le trăim din plin, da, de ceva timp. Și nu numai vorbesc nu numai de ultima perioadă, ci de ultimii 20-30 de ani, da? Și-a conștientizat misiunea încă de mic copil. Încă de la vârsta de 3 ani, de exemplu, povestesc cei apropiați lui, își ruga părinții să facă ceva ca să salveze pământul. Spune el că a venit să ne ajute să evoluăm, a venit să ne ajute să evităm distrugerea și o eventuală catastrofă nucleară. Asta este scopul său de viață, cel pe care l-a relatat și l-a spus în nenumărate rânduri. Deci, având ca instrumente aceste zone de cunoaștere despre care ne vei vorbi astăzi, el e trimis aici, printre noi, că pot să spun că e trimis, din câte înțeleg, pentru a ne proteja și pentru a preîntâmpina anumite catastrofe, da? Pentru, nu numai pentru a ne proteja, ci mai ales pentru a ne ajuta să conștientizăm cine suntem noi, care este rolul nostru în creație și în menținerea creației și mai ales în co-crearea ei, pentru a ne ajuta să înțelegem ce avem de făcut și pentru a ne ajuta să înțelegem că scopul nostru real este de evoluție și de menținerea creației. Deci îmi spui că el a venit aici să ne ajute să evoluăm din punct de vedere al conștiinței? Da. Extraordinar. Da. Și cum a ajuns el la 3 anișori să-și dea seama care are această sarcină de viață? Sau instrumentele pe care ni le predă, cum i-au venit în minte? Dormind? El este practic în continuă, da, este în continuă în contact cu acea lume informațională fundamentală, cum o numește el, sau acasă, putem să-i spunem așa, ca să intrăm cumva pe termenii obișnuiți, da, pe cei pe care îi cunoaștem deja. Deci este în permanent în contact cu această dimensiune, de unde își preia toate informațiile și le transmite mai departe oamenilor prin textele sale, în principal. E important pentru mine să înțeleg nuanța asta. Este în contact și în stare de luciditate, de trezie, sau este în contact cu acea lume doar când doarme? Nu, este tot timpul în contact. Este tot timpul acolo. Cum spuneam, este o persoană, este un suflet extraordinar de evoluat. Da?
N-am mai auzit de nimeni. E prima persoană despre care aud că este permanent. Cu siguranță mai există câțiva, cel puțin pe planeta Pământ, doar cunoașterea mea este limitată, însă pentru mine este prima persoană despre care aud așa explicit că e permanent racordat la sursa cunoașterii, nici măcar în timpul somnului, ci tot timpul. Și sunt emoționată, mi se pare extraordinar. Nici nu-mi dau seama cum funcționează un astfel de om, îl percepi. Presupun că tu l-ai cunoscut vreodată personal? Personal l-am cunoscut doar prin intermediul internetului. Nu am avut șansa să ne vedem în față. Încă. Încă. Încă, sper. Da, eu rămân în continuare gândul că voi avea ocazia să mă întâlnesc față în față cu el, dar și întâlnirea cu el prin intermediul camerei a fost un lucru extraordinar pentru mine. O să te întreb detalii în afara emisiunii, că deja insist prea mult pe punctul ăsta, fiindcă sunt foarte, foarte curioasă, îți mărturisesc. Bun, și tu îmi spui că el ne ajută pe noi să ne structurăm conștiența, deci să progresăm, să evoluăm ca și conștiințe individuale, folosind anumite instrumente. Ai putea, te rog, să ne dai imaginea de ansamblu și pe urmă să vedem cum preferi tu să începem să abordăm unul câte unul aceste instrumente sau cât dorești tu să ne spui din ceea ce știi? Deci este foarte important să înțelegem un lucru. Ceea ce el vrea să ne spună. El vrea să ne spună în primul și în primul rând, pentru că toate învățăturile sale, apropo, se numesc învățăturile lui Grigore Grabovoi despre Dumnezeu. Tot ceea ce studiem este în primul și în primul rând în legătură cu Dumnezeu, în legătură cu Creatorul nostru și în legătură cu faptul că este important să ajungem să-l percepem ca pe o personalitate. Este important să ajungem să-l percepem ca pe o persoană care oricând poate să aibă un corp fizic, exact ca și noi. Ăsta este un aspect extrem de important. De ce? Pentru că în momentul în care ajungem să-l percepem în acest fel, ajungem să ne înțelegem pe noi. Ajungem să înțelegem cu adevărat sensul frazei biblice: Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa. În acest fel, deci omul are un suflet, un spirit, o conștiință și un corp fizic. Și ceea ce va evolua în cursul unei vieți este în primul rând conștiința. Pentru că conștiința este acea structură prin care sufletul ia contact cu realitatea înconjurătoare și prin care, până la urmă, reușește să intervină în actul de creație. Acum, nu știu cât de mult îmi permit să merg mai departe și să detaliez aceste lucruri, dar este foarte important să știm că pentru a ajunge să evoluăm, să structurăm conștiința, așa cum spune el, ne-a pus la dispoziție mai multe instrumente. Și acestea sunt, în primul și în primul rând, așa cum spuneam, textele sale, pentru că textele sale sunt cele care conțin o vibrație foarte înaltă. Ele venind de acolo, din câmpul akașic, da? Ne ajută pur și simplu să structurăm conștiința, să evoluăm. Asta este un lucru extraordinar de important și de aceea este important să studiem cărțile sale. Pe urmă, ne-a pus la dispoziție seriile numerice, vestitele serii numerice, așa cum le spun eu tuturor celor care mă urmăresc, da, și cu care discut de multe ori, pentru că majoritatea oamenilor îl percep pe Grigori Grabovoi doar ca cel care ne-a pus la dispoziție aceste serii numerice. Seriile numerice sunt un subiect extrem de căutat, extrem de iubit de oamenii în general. De ce? Pentru că sunt extrem de ușor de utilizat. Sunt practic niște instrumente care folosesc vibrația cifrelor, da? Pentru a da un mesaj codat informațional unei anumite situații. Și când vorbesc de situație, mă refer la orice situație, orice realitate înconjurătoare, începând cu o situație
în care corpul nostru nu se mai află în armonie și a apărut boala, sau cu o situație din realitatea noastră înconjurătoare care nu este una armonioasă sau la normă, așa cum îi spune Grigori Grabovoi. În acest moment, norma, da, este bine să spunem că norma pentru Grigori Grabovoi înseamnă lucrurile așa cum au fost create de către Creatorul nostru. Pe urmă, mai avem un alt instrument care este aparatul său, aparatul creat de Grigori Grabovoi, se numește PRK-1U și este un Scuză-mă, aparat scuză-mă, PRK, poți să repeți? PRK-1U. Da. Da? Are pur și simplu denumirea asta, nu contează să intrăm în amănunt mai mult în ceea ce privește denumirea, ci important este să spunem că acest aparat practic se conectează la fiecare persoană care îl utilizează. Pentru a se conecta, are nevoie să primească coordonatele energetice, dacă vrei, informaționale ale persoanei respective și ce înseamnă aceste coordonate, înseamnă nume, prenume complet, dată de naștere. Ele practic reprezintă matricea informațională a fiecărei persoane. Grigori Grabovoi setează acest aparat și în momentul în care setează el, prin clarvizune, pentru că este pe lângă un om de știință și un clarvăzător, iată, va regla aparatul în așa fel încât el să se poată conecta perfect și să devină ca o prelungire, practic, a personalității celui care îl utilizează. Te rog să-mi precizezi dacă am înțeles bine. Deci, domnul Grabovoi nu e în România, înțeleg că trăiește nu foarte departe, totuși nici chiar așa de aproape, e undeva la Belgrad, da? Și are acolo un aparat sau mai multe. Să zicem unul, da? Sunt mai multe, sunt mai multe. Ia-mă încet, eu sunt un om cu care trebuie să ai răbdare. Până nu Ok. înțeleg, nu te las. Deci să zicem că are unul. Și cu acel unic aparat, chit că pe urmă mai are și altele, câți oameni poate să trateze? Aparatul înțeleg că se ajustează pe aceste coordonate specifice unei persoane, energo-informaționale, nume, loc de naștere, timpul nașterii, momentul nașterii și unde stă omul și așa rămâne etalonat pe o persoană sau de la 5 la 7 are alt pacient și schimbă etalonările? Da, deci el se poate conecta. Trebuie să precizăm că nu este un aparat medical. Pentru moment, nu este un aparat medical. Ce face acel aparat, în schimb? Da, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la întrebarea ta, da? Deci acel aparat se poate seta, da? Se poate seta acel aparat pentru mai multe persoane, da? În același timp. Eu, de exemplu, când fac acele sesiuni în care intru cu cei care vin să testeze aparatul, am un număr maxim de 8 persoane cu care lucrez. Da? Simultan sau într-o anumită unitate de Simultan. timp? Simultan. Simultan, pentru că el poate primi setările pentru 8 persoane în același timp. Da? Dar în momentul în care persoana respectivă și-a terminat, da, concentrarea cu aparatul, pentru că întotdeauna ne concentrăm, da? În momentul în care persoana deci, și-a terminat concentrarea cu aparatul, el poate fi setat cu o altă persoană fără probleme. Este un aparat cuantic. Și îmi accentuai acum 2 secunde că nu e un aparat pentru vindecare, deci nu facem aici reclamă pentru ceva din zona medicală, ci este un aparat cu ce menire, te rog? Deci, în momentul în care lucrăm cu acel aparat, ce va face el? El ne va ajuta să ne concentrăm mai bine, să concentrăm conștiința, pentru că, practic, atunci când ne concentrăm, asta facem, ne concentrăm conștiința, da? Să ajungem să evoluăm. De ce? Pentru că schimbăm percepția asupra realității înconjurătoare.
ajungem în acest fel să putem să gestionăm mult mai bine absolut orice situație din viață și, în ultimul rând, să materializăm mult mai repede absolut orice, începând de la un obiect fizic până la, bineînțeles, oricare eveniment din viața noastră sau din realitatea înconjurătoare. E copleșitor ceea ce îmi spui, pentru că este din ce în ce mai frecvent subiectul acesta al materializării, unii spun manifestare, în lumea spirituală, ezoterică, științifică, e undeva așa. Eu sunt convinsă că noi ne creăm realitatea într-o anumită măsură, sunt absolut convinsă de asta, fără niciun fel de coloratură mistică. Ceea ce nu împiedică această cunoaștere să fie pe scurt formulată și în Biblie de vreo 2 sau 3 ori. Am mai vorbit despre asta. Voi când îi cereți tatălui vostru ceva, cereți-i ca și când v-ar fi dat deja. Deci ți se spune cu ce stare, cu ce așteptări, cu ce proiecția ta plină de încredere și recunoștință să te duci deja mental acolo unde ți-ai primit ceea ce ceri. Dar noi nu știm dacă cerem întotdeauna ce ne e de folos. Anyway, am schimbat un pic subiectul. Poți să-mi spui, te rog, pe ce se bazează aparatul? Adică în măsura în care nu e o mare taină, e un aparat electric, e un aparat, nu știu, optic, e un aparat magnetic. Ce aparat este? Păi, toate trei la un loc. În primul rând este un aparat electric pentru că se conectează la o sursă de electricitate. În al doilea rând are lentile. Deci este un aparat care la suprafața asta, da, arată pur și simplu ca o cutie, ca un receiver, da, ca un modem. Iar pe suprafața asta, da, pe partea superioară are 3 lentile, una mai mică, 2 mai mari. Lentile prin intermediul cărora noi intrăm în contact cu aparatul și mai are o lentilă mai mare în interiorul său. Trebuie să spunem de asemenea că pe lângă circuitele obișnuite electronice, da, care sunt în orice aparat, are și diamante în interiorul său. De ce? Pentru că lucrul cu cristalele, da, este foarte bine cunoscut. Iată că Grigori Grabovoi folosește cristalele și nu numai cristale, ci diamantele pentru a ne ajuta practic să lucrăm și în acest proces evolutiv al nostru. Iar magnetic, de ce? Pentru că în interiorul aparatului se produce un câmp electromagnetic, da? Care se constituie într-o parte statică, da? a producerii realității. Acolo, în interiorul aparatului, se concentrează conștiința noastră într-un câmp magnetic, da? Electromagnetic, care va ajunge să pună bazele creierii unei noi realități, așa cum o dorim noi. Wow! Este formidabil pentru că nu știu cum să spun, e ca un scurt circuit între planuri. Ne-am obișnuit să ne gândim că există lumea informației, lumea conștiinței, de unde decurg energia și materia, iar pentru materie, să zicem în domeniul sănătății, avem sănătatea alopată, medicina alopată, cu instrumentele ei capabile să detecteze anumite lucruri în noi dacă ne analizează. Mă rog, avem și instrumente de cercetare medicală energetică. Altfel n-am putea să avem un electroencefalogramă sau o electrocardiogramă, dar la nivelul cel mai subtil, la nivelul primordial, cel care generează toate cele ce sunt vizibile și mai puțin vizibile, conștiința, nu mă așteptam ca aceasta să poată fi detectată de un aparat în lumea fizică și, nu știu, concentrată sau structurată. Mi se pare fascinant. Aș vrea să știu dacă există un seminar, un workshop la domnul Grabovoi unde pot să învăț așa ceva, să înțeleg cum funcționează. Nu trebuie să fac, eu nu sunt așa de ahtiată să fac, practic. Mă interesează să înțeleg. Are o lecție în care îți explică sau poate că tu explici așa ceva? Sigur că da. Am mai multe
cursuri pe care le-am dat și am mai multe webinarii, chiar am făcut asta live și le-am explicat oamenilor cum funcționează acest aparat, care este principiul său de funcționare. Nu știu dacă pot să spun că toate unde se află, ele sunt publice, da? Dar pe lângă asta, bineînțeles că există și cursuri pe care le susținem în continuu, grupuri în care lucrăm cu acest aparat și în care vorbim inclusiv despre partea asta tehnică a aparatului și despre funcționarea asta. Eu aș dori să-i ajutăm pe dragii noștri telespectatori și să înțeleagă principiile despre care vrei să ne vorbești în emisiunea de astăzi, care încă mai are destul timp și sper să învățăm cât mai multe de la tine, dar, pe de altă parte, aș vrea să-i lămurim până la sfârșitul emisiunii și cum pot ei, oameni de rând ca și mine, să se apropie de această cunoaștere, dacă există așa fragmentat, dacă există într-o manieră sistematică, precum, nu știu, să zicem, ca un curs la o facultate. Deci, dăm voie în primul rând să văd dacă te-am înțeles corect în ceea ce privește instrumentele și apoi am să te rog să ne clarifici cum se predă această cunoaștere, căci sunt și eu foarte, foarte interesată. Ai spus așa că instrumentele pentru structurarea și evoluția conștiinței sunt textele domnului Grabovoi, care au o vibrație înaltă. Am înțeles că a scris 50 de cărți? Da. Și în afară de cărți mai există și altceva? Scuze-mă, am vorbit peste tine. Spune, te rog. Sunt cărți și seminarii care au fost publicate. Sunt 50 de publicații, da. Peste 50 deja, că el tot scrie în continuu. El are... Da? Scuze-mă. Da, fiind în contact continuu, da, fiind în permanent contact cu acel punct informațional fundamental, el aduce informații în funcție de evoluția noastră a oamenilor, da, vine tot timpul cu informații noi pe care le aduce în atenția celor care îi urmează în primul rând învățăturile și care, ca și mine, da, sunt foarte mulți în lumea întreagă care dau mai departe aceste învățături pe diferite canale, da, mediatice în primul rând. Deci înțeleg că aceste texte, care nu sunt numai cărți, ci și articole și alte sinteze de ale lui, da, sunt o primă modalitate, un prim instrument. Apoi ai vorbit despre seriile numerice și sunt sigură că lumea e foarte interesată să ne dai detalii astăzi pe cât posibil despre aceste serii numerice. Într-adevăr, sunt privite așa ca un fel de panaceu universal sau o să vorbim. Pe urmă mi-ai vorbit despre un aparat foarte interesant și parcă înțelesem eu că mai există și un al treilea instrument numit tehnici mentale. Exact. Da, mai are tehnici, deci pe lângă acele serii numerice care sunt în ele însele sunt niște tehnici, da, de utilizare a învățăturilor care pur și simplu ne-a formulat tehnici mentale cu ajutorul cărora să putem să lucrăm și să dăm practic unei realități pe care dorim să o normalizăm, să o armonizăm, acel mesaj care să ducă la armonizarea ei. Aolo, ce interesant și ce actual! Presupun că și aici, tot așa cum scrie și în Noul Testament, că dacă se vor aduna doi sau trei în numele meu, voi fi și eu cu ei acolo, mental. Presupun că și aici aceste tehnici mentale pot fi cu mai mult succes aplicate dacă ne unim mai multe conștiințe individuale sau cum? Sigur că da, acolo unde lucrăm mai mult, întotdeauna mesajul informațional și puterea mesajului informațional este mai mare. Dar ele se folosesc atât colectiv, așa cum mulți dintre noi și eu inclusiv am lucrat cu grupuri mai mari de persoane, dar și atunci când lucrăm individual, pentru că fiecare lucrând individual din ce în ce mai mult și mai consecvent, va ajunge să poată să dea acest mesaj pentru că îi crește puterea mentală, puterea de transmisie mentală a acelui mesaj. Și aceste tehnici sunt asemănătoare, de exemplu, cu tehnicile de vizualizare a unei alte situații, da, situației dorite? Sigur că da. Sunt tehnici care lucrează cel mai mult cu vizualizarea și cu, bineînțeles,
cu simțirea, pentru că este foarte important ceea ce simțim, sentimentul, emoția este importantă pe lângă vizualizare. Am înțeles. Atât cât am înțeles, am înțeles. Și dintre cele 50 de cărți ale domnului Grabovoi, cam câte sunt deja traduse în limba română? Sau dacă nu, în ce limbi sunt disponibile? Da, aici am ajuns la un punct nevralgic. Deci, Scuze! ideea este că eu, în momentul în care am început să public, practic, pe internet, că așa am început eu să aduc această cunoaștere în România, este pentru că mi-am dat seama că în România Grabovoi era foarte, foarte puțin cunoscut. Ca atare, nici cărțile în limba română nu există. Eu am făcut eforturi foarte mari și fac în continuare să putem să traducem, bineînțeles, în singură, pentru că nu se poate să faci singură. Am persoane care mă ajută și cărora le mulțumesc încă o dată că sunt alături de mine. Deci am reușit să traducem o parte din cărți și încercăm pe cât posibil să ajungem să și publicăm acele cărți. Deci să înțeleg că la ora actuală sunteți într-un proces pregătitor, dar nu există nicio Da. singură carte tipărită în limba română? Nu. Atunci, Pentru succes! moment. Poți? Da, ele se găsesc, sigur că da, în toate limbile, practic în limbile de circulație internațională, dar sunt și în limba maghiară, și în limba japoneză, în chineză. Bun. Deci au fost traduse, da. Publicul din România e obișnuit cu multe. Noi nu ne așteptăm așa neapărat, adică cel puțin când eram eu tânără, nici nu-ți trecea prin cap să pornești de la premisa că vorbește cineva din străinătate limba ta sau că îți publică o carte, învățai acolo câte limbi puteai și te descurcai cum puteai. Deci e important că nu sunt numai în limba rusă, că ar fi fost un prag pentru mine, care nu știu nici Da, măcar da. alfabetul chirilic. Draga mea, oricum ești de felicitat și să înțeleg că o parte dintre aceste texte, măcar așa niște fragmente, se află și așa la dispoziția noastră for free. Gratuit? Sigur că da, sigur că da. Acum, dacă mi este permis să spun, da, deci în momentul în care eu mi-am dorit foarte tare să vin în România cu aceste informații, am început un proiect, drag inimile, proiect care se numește Codurile Vieții 888, prin intermediul căruia, de fapt, am ajuns să fiu cât de cât cunoscută. Am înființat o pagină pe Facebook cu acest nume, Codurile Vieții 888, și anexă este un grup. Grupul se numește Grigori Grabovoi sunt din Americe. Grup pe care se găsesc multe din aceste texte. Te rog, ai răbdare cu mine, că dacă înțeleg eu, atunci a înțeles oricine. Deci mi-ai spus mai multe lucruri și aș vrea să le ținem distincte unele față de altele și mai ales să ne spui unde trebuie să ne ducem ca să aflăm mai multe. Primul lucru pe care mi l-ai spus a fost o pagină de internet sau ce? O pagină, da, există un site, codurile vieții 888.com, și o pagină de internet, codurile vieții 888, pe Facebook. Deci, codurile vieții 888 este, am înțeles, pe Facebook, o pagină de Facebook. Da. E altceva Și un decât site grupul. Cum? cu același nume. Deci, un site, o pagină de Facebook și grupul nu se numește la fel. Nu, grupul se numește Grigori Grabovoi, serii numerice. Într-un cuvânt. A, nu. Nu. Grigori Grabovoi și liniuță serii numerice. Serii numerice. Ok. Deci ai două lucruri cu același nume, codurile vieții 888 și anume o pagină www.codurile vieții 888 și o pagină pe Facebook. Și Da? al treilea lucru este un grup, Grigorii Grabovoi, serii numerice. Noi, dacă vrem să ne familiarizăm mai îndeaproape cu ce ne spui tu, unde să intrăm? Pe pagina de Facebook și în grup? Da, pe pagină și un grup. Am înțeles. Dar cele mai multe resurse gratuite unde le găsim? Pe pagină sau pe www? Pe pagina de Facebook sau pe pagina de internet? Pe pagină, cred că sunt cele mai multe. Eu am pus peste tot.
cât am putut eu de mult pe pagină, în schimb postez zilnic, sunt zilnic postări, în principal postări numerice, pentru că asta iubește lumea. Dar textele se găsesc pe grup. Pe grup sunt textele. Iar când spui pe pagină, te referi la pagina de internet sau la pagina de Facebook? Pe pagina de Facebook. De Facebook. Ok. Deci să intrăm pe pagina de Facebook Codurile Vieții 888 și să intrăm pe grup Grigori Grabovoi, serii numerice pentru texte. M-am lămurit. Îți mulțumesc că ai răbdare cu mine. Știi ce vreau să te mai întreb? Vreau să te mai întreb un lucru. Poate că... Știi ce aș fi vrut să mai știu și pe urmă te las să vorbești liber. Spuneai că această cunoaștere... Așa, în succesiunea în care au venit de sus, din Acașa, informațiile în formă de cărți, sub formă de cărți, în aceeași succesiune este prezentată informația într-un fel de curs, l-aș putea compara cu o programă școlară? Adică există undeva o academie, acum știi, academia nu mai e în sens academic, este orice institut care vrea să predea ceva. Există undeva posibilitatea de a învăța lucrurile astea? Organizat, sistematic? Da. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Da. Ăsta a fost marele meu vis, de a putea aduce această cunoaștere în România, dar nu oricum, ci de a putea să o studiem începând cu bazele și urmând acea învățătură structurată, așa cum Grigori Grabovoi a dat. Există, bineînțeles, centrul educațional din Belgrad, iar eu, începând de anul acesta, am făcut demersurile și am reușit să înființez un centru academic, putem să-i spunem în acest fel, un centru academic în care putem să studiem această cunoaștere pe parcursul a 3 ani de zile. În 10 ianuarie chiar am început primul an academic și sunt foarte, foarte fericită că am putut să fac acest lucru. Deci tu ai preluat cumva aceeași structurare a materiei pe care o predă domnul Grabovoi la centrul său educațional din Belgrad, corectează-mă, te rog, dacă greșesc, și ai adus-o în România. Da, deci am adus această cunoaștere în România cu singura că Grigori Grabovoi nu mai predă. El a format profesori care au multă experiență, care predau de foarte mult timp, da? A format profesori care predau în cadrul acelui centru. De curând sunt și eu profesor al acelui centru și al celui din România, bineînțeles, da? Iar acei profesori predau în cadrul cursurilor academice sau predau seminarii, da, separate peste tot lume, cum de altfel s-au predat și în România și până acum. Poți să-mi spui aproximativ, așa ca ordin de mărime, câți astfel de profesori a format și a certificat domnul Grabovoi? Unul fiind tu. Acum nu mai știu exact oficial câți profesori sunt înscriși pe site-ul Centrului Educațional, dacă nu mă înșel, sunt 18. Dar peste tot în lume există persoane care, dacă nu sunt profesori ai centrului, sunt lectori și care predau peste tot în lume sau sunt sublicențiați. Sublicențiați însemnând că au un contract de sublicență cu dreptul de a folosi materialele scrise ale lui Grigori Grabovoi și de a le da mai departe. Nu sunt sigură dacă am înțeles bine. Să înțeleg că sunt diverse trepte, da, sau cumva grade de calificare? Exact, exact. Deci, cel mai înalt fiind acela de profesor, sau? Da. Și în paralel cu el existând lector și mai existând un fel de afiliere? Sublicențiați, da. Sublicențiați. Bun. Și sunt 10, sunt 100, sunt 1000, sunt 10.000 în lume? Nu cunosc un număr exact, dar sunt foarte mulți peste tot în lume.
Am peste înțeles. tot. În Da. România câți sunteți? În România, profesor, eu sunt până acum singurul profesor al centrului educațional. Mai există, din câte mi-amintesc, încă doi lectori. Am înțeles. Și deci tu, cu eforturi, ai fondat, ai inițiat un centru educațional, da? Presupun Da. că nu are ziduri, că astăzi centrele educaționale sunt toate virtuale, sau are un sediu fizic unde poate vor veni vremuri mai bune și ne vom întâlni și noi în clasă și vom bea o cafea în pauze? Da, mi-aș dori foarte tare. Da, are și un sediu fizic la Brașov, dar pentru moment toate cursurile sunt online. Am înțeles. Dar e interesant că aveți și un sediu fizic. Puțină lume mai face asta. Arată seriozitate. Bun. Și acum, știi ce te rog? Important este pentru mine că, iată, abia a fost data de 10 ianuarie, alaltăieri, ca să zic așa. Există șansa pentru cei care abia astăzi seară află de această senzațională șansă, repet, șansa de a fi student în prima serie din acest, oferită de acest centru educațional din România, prin Claudia Enea. Dacă cineva a ratat din necunoaștere, din neinformare, înscrierea în data de 10 ianuarie, mai ai un pic de îngăduință? Pentru că mă gândesc că, așa cum se fac acum cursurile, deci online, poate că cine a pierdut câteva lecții de început, nu vreau să le minimizez importanța, dar poate că le poate recupera din înregistrări, sau te știu pe tine că ești foarte amabilă și că ajuți pe toată lumea, sau a căzut ghilotina la 10 ianuarie și șansa a fost pierdută. Întreb lucrul ăsta așa insistent, pentru că mi-ai spus înaintea emisiunii că, fiind primul an sau fiind primul an al primei promoții, deci peste 3 ani va termina prima promoție certificată în această cunoaștere de către tine, ai oferit și niște condiții speciale, special de avantajoase, pentru cei care prind această șansă. Și în sensul ăsta, pentru că eu caut mereu pentru publicul nostru, pentru grupul Ars Moriendi, caut mereu să găsim lucrurile avantajoase și să le fructificăm. Te întreb, poate mai există o fereastră de timp în care să mai accepti totuși înscrieri? Da, sigur, încă să mai pot face înscrierea, asta nu este o problemă. Și de ce? Pentru că am făcut tot posibilul să avem o platformă de curs pe care fiecare persoană să aibă spațiul său personalizat, unde să intre, să-și urmărească cursurile, să aibă înregistrările tuturor cursurilor, toate mesajele pe care eu le-am pus pe acea platformă. Deci fiecare va avea un spațiu personalizat unde va putea să intre, să urmeze cursurile. Dacă nu a reușit să le vadă în live, da? Va avea înregistrările integrale pe acea platformă și, bineînțeles, le poate urmări în ritmul său. Deci să înțeleg că și cei care deja s-au înscris la timp și cei care poate vin un pic din urmă au șansa de a recupera sau de a reasculta, revedea materia deja predată, având avantajul acestor înregistrări. Avantajul acestor înregistrări, da? Da, exact. Unde să se ducă lumea? Am văzut câteva secunde la început un carton, probabil că o să-l mai vedem odată spre finalul emisiunii. Spune-ne tu totuși, cu cuvintele tale, unde se pot accesa informațiile acestea care să ducă într-un final către înscrierea la curs. Cel mai bine este să intre pe pagina mea de Facebook, Codurile Vieții 888, așa cum spuneam. Prima postare a acestei pagini este despre acest curs academic și în textul primei postări există și linkul pe care îl pot accesa pentru a vedea prezentarea cursului, prezentarea profesorilor, pentru că eu sunt unul dintre profesori, dar principalul este doamna doctor conferențiar Marina Moroschina, cea care mi-a fost primul meu profesor.
și cu care am onoarea să colaborez de 3 ani de zile. Deci ea este conferențiarul, cea care predă în mare parte materia, iar eu sunt cea care preiau, care fac toată partea de practică, care explic și care sunt în continuă legătură cu toți cei 98 de studenți pe care îi avem în acest moment. Excelent. Totul se întâmplă pe Zoom, nu? Se întâmplă și în timp real, nu numai Da. în bază de înregistrări. Da. Înregistrările Deci rămân. Toate, sigur că da, toate cursurile sunt live pe Zoom, după care înregistrările sunt puse pe platforma de curs. Și deci 3 ani înseamnă ce mai concret? Înseamnă un anumit număr de luni în care, că mi-închipui că nu o să fie 12 luni de curs în fiecare an și în fiecare lună sau în fiecare săptămână, de câte ori vă întâlniți? Deci înseamnă, anul ăsta, de exemplu, am început în luna ianuarie pentru că a fost o situație mai specială. Timpul de curs, de acordurile durează pe parcursul a 8 luni de zile. Deci în luna august se vor termina primul an academic. Avem câte o întâlnire săptămânală. În cazul în care apar situații deosebite în care trebuie să studiem mai mult, încă suntem la început, încă n-am avut ocazia să ne vedem mai des, dar în cazul în care trebuie să studiem și să practicăm mai mult, atunci există posibilitatea de a avea câte 2 lecții pe săptămână. Excepțional. Încep să mă clarific. Deci mi-am făcut așa o imagine. Și domnul Grabovoi, deci a încetat să mai predea. Cu dânsul nu se mai poate comunica decât citindu-i cărțile, nu? Sau are, cum are de exemplu fizicianul acela iranian, domnul Keshe, are din timp în timp niște workshop-uri deschise unde îi se pot pune întrebări? Au fost câteva în ultimul timp, da. De altfel, unde mai apare el? Apare în timpul seminariilor în care noi lucrăm, în care ajungem. Sunt seminarii, de exemplu, la care el apare frecvent, seminarii care se fac cu 22 de aparate pe RK1U conectate. Da? Noi ne conectăm la 22 de aparate pe RK1U în același timp. Acelea sunt seminarii extraordinare la care am avut șansa să particip și eu și în cadrul acelui seminar l-am avut pe Grigori Grabovoi în direct. Ne-a transmis una dintre conferințele sale, erau informații absolut noi pe care le aducea în cadrul acelui seminar. Nu te-am auzit foarte bine acustic, nu te-am înțeles. Acele seminarii sunt dedicate numai colegilor tăi care învață direct de la el pentru o certificare sau poate cineva de pe stradă ca mine, eventual contra cost, poate să participe la astfel de seminarii? Oricine poate să participe și, bineînțeles, da, este contra cost. Am înțeles. Și aceste informații presupun că le găsim tot pe Facebook-ul tău, codurile vieții 888? Da. Eu am organizat seminarii de acest gen pe parcursul anului trecut și în fiecare an ele sunt organizate, oricine poate să participe, bineînțeles. Formidabil. Mă uit cu grijă să nu depășesc, mai avem un minuțel, să nu depășesc timpul, pentru că trebuie și reclama să aibă timpul ei dedicat. În partea a doua a emisiunii am să te rog să insiști pe ce consideri tu, dar sunt perfect de acord cu tine că seriile numerice sunt evergreen-ul. Lumea crede că ele sunt așa un fel de panaceu universal, cam așa am simțit eu. Mă doare măseaua, am văzut pe Facebook. Ce serie numerică e bună? Bine, dau un exemplu acum, poate copilăresc, dar mă doare urechea. Ce serie numerică e bună? Șchiapătă pisica. Deci oamenii pentru toate problemele se așteaptă să existe o combinație de cifre care în mod magic, nici nu trebuie să înțelegem cum, ne salvează. Draga mea, îți mulțumesc foarte mult, a fost captivantă prima parte a emisiunii și ne vedem după câteva minute de pauză publicitară. Mulțumesc! Eu îți mulțumesc!
Am revenit, dragi nemuritori și dragi nemuritoare, până mă obișnuiesc cu acest ecou. O așteptăm pe doamna Enea, care ne va vorbi, cred, sper, despre seriile numerice ale domnului Grigori Grabovoi. Eu una am văzut diverse serii, n-am avut disciplina să mă lămuresc, să citesc niște texte explicative. Există destul de multe explicații pe diverse, în diverse locuri. Am observat că sunt înșiruiri de numere, mie părându-mi se desigur aleatorii, aleatoriu alese, 1, 5, 7, 9, 4, 2, 8, nu știu ce spun aici, poate că e o serie pentru a nu-ți mai fi roșu vârful nasului, nu știu, glumesc. Și am mai văzut un lucru, asta mi-a atras atenția, unele sunt mai lungi, altele sunt mai scurte. Mi-am pus tot felul de întrebări, cum se folosesc, ce magie au în ele? În orice caz, un lucru este cert. Ar fi prea simplu dacă ar fi un fel de panaceu universal, un fel de soluție a tuturor problemelor, pentru că așa ceva nu cred că există. Există tot felul de abordări pe lumea asta și ele se completează. Fiecare acoperă o anumită zonă a vieții. Vine dintr-un anumit unghi al cunoașterii. Claudia, ești acolo? Da. Nu te vedeam și nu știam. Încercam să umplu. Da. Draga mea, ești de acord să le vorbim oamenilor în sfârșit despre seriile numerice? Sigur că da. Întrebarea mea singura este, nu, sigur nu sunt o soluție universală la toate problemele existente, pentru totul e o serie numerică sau două sau trei și cu asta se rezolvă orice problemă, nu? Sunt sarcastică. Ba da. Înțeles. Ba da? M-ai păcălit, credeam că răspunsul este nu, nu e așa de simplu. Explică. Acum, este simplu pentru că asta și-a dorit Grigori Grabovoi. El practic a dorit să găsească un instrument cu ajutorul căruia noi să fim capabili să schimbăm, să dăm un mesaj unui anumit de realități, care mesaj să schimbe practic acea realitate, să o normalizeze, cum spune el. Asta este scopul. Unul dintre scopuri. Ideea este în felul următor. Ce înseamnă să dăm acel mesaj, trebuie să înțelegem noi foarte bine. Ca să o luăm de la început, aș spune eu. Deci seriile numerice, practic, sunt o înșiruire de cifre. Da? Așa cum știm, da, există o știință foarte veche, numerologia. N-aș spune neapărat că aceste serii numerice au neapărat legătură cu numerologia, dar Grigori Grabovoi a preluat din numerologie, practic, faptul că acele cifre sunt simboluri care au, da, care dețin, care transmit un mesaj informațional. Pentru că asta este un lucru extraordinar în această știință. Totul se întâmplă la nivel informațional. De fapt și de drept sunt trei paliere pe care le percepem noi sau nu, în funcție de cât de evoluați suntem. Există acel nivel informațional fundamental, da? Este nivelul informațional pe care în care se află informațiile așa cum le creează creatorul, așa cum le dă creatorul informația despre tot ceea ce există în jurul nostru. Există un nivel, al doilea nivel, care nu mai este deja informațional, ci este un nivel energetic, pentru că informația condensată devine energie. Iar noi, dacă avem o capacitate de percepție corespunzătoare, putem să percepem energiile, da? Foarte mulți dintre noi putem să facem acest lucru. Și există nivelul obișnuit, da? Al omului care percepe realitatea înconjurătoare așa cum o vedem noi. Deci există aceste trei niveluri. Ei bine,
Când lucrăm cu serile numerice sau cu oricare alt instrument pus la dispoziție de Grigori Grabovoi, așa cum spuneam în prima parte a emisiunii, practic ne adresăm și lucrăm începând de la acel nivel informațional, acolo unde este practic baza a tot. De asta este important să înțelegem că acele serii numerice sunt practic, da, așa cum spuneam, o înșiruire de cifre, a căror mesaj informațional se constituie în antidotul, dacă pot să-i spun așa, antidotul unei anumite situații care nu este la normă. Deci asta este în mare definiția unei serii numerice. Bineînțeles, explicată cât mai pe înțelesul tuturor, pentru că este destul de greu altfel să explici cuiva ce vrea să spună acea înșiruire de cifre. Altfel spus, Grigori Grabovoi, prin măsurători, prin clarviziune și prin infoenergetică, pentru că el face măsurători infoenergetice, da, reușește să stabilească vibrația unei anumite situații. Să spunem o situație de boală, de exemplu, da? Fiecare boală are o anumită informație, da? El a reușit de urmă să găsească combinația de cifre care să se constituie în acel mesaj pe care noi îl dăm cu ajutorul lor. Bun. Deci avem o serie numerică. Serie numerică ce poate să fie pentru o situație generală, de exemplu, pentru, să spunem, rezolvarea oricărei soluții, da? 938 soluții. Sau o situație care este mult mai specifică, de exemplu, gastrita. Da? Cu cât situația este mai specifică, cu atât avem mai multe cifre în acea serie numerică. Cu cât situația este mai cuprinzătoare, da? Cu cât se adresează unei situații mai largi, cu atât acea serie numerică este mai scurtă. De exemplu, 888 din denumirea proiectului meu Codurile Vieții 888 este protecție divină pentru persoana respectivă. Ce frumos! Deci dacă eu văd din ce în ce mai des pe stradă mașini cu numere de înmatriculare 888, 888, 888, înseamnă protecție divină? Da. Ce frumos! Protecție divină. Mulțumesc. Pentru sine. Da. Ca să nu mai spunem că 8 este eternitatea, așa cum o interpretează Grigori Grabovoi, semnificația sa vibrațională informațională. Poți să repezi, te rog, că nu te-am auzit bine? Deci 8-ul, da, reprezintă eternitatea, informația eternității. Infinitul. Nu, 8-ul. 8-ul. Infinitul este infinit. 8-ul în sine este eternitatea și infinitul. Sunt două noțiuni diferite. Diferite? Păi eternitatea nu înseamnă infinitatea timpului? Ba da, dar infinitul se referă și la spațiu. Sigur, infinitul se poate referi la foarte multe lucruri, dar... Exact. Etern este etern în timp. În timp, așa este. Deci este timpul și spațiul. Eternul, da. Și infinitul. Spune-mi, te rog, numărul. Deci numărul, există un număr minim, respectiv un număr maxim de cifre în astfel de serii numerice, sau se poate începe de la cât? De la 2, 3? Care e cea mai scurtă serie? Iată, 8, 8, 8 e o serie de 3 cifre. Da. Există și, da, în principiu 8, 8, 8, de cele de 3 cifre sunt cele mai scurte. Există și cifra 8 pe care noi o folosim pur și simplu pentru a trimite o anumită informație către univers. În fine, acum mă abat un pic de la tema discuției, dar e ceva ce mă frământă. În anii care au trecut, mă duceam cu mare bucurie în ziua de bobotează, pe 6 ianuarie, pe dealul Mitropoliei,
de regulă în frig, în ninsoare de multe ori. Era așa un act spartan, că nu eram eu așa de matinală încât să ajung să am loc în Catedrala Mitropolitană. Dar acolo, pe deal, ascultam cu pătrundere ce ni se spunea și cum ni se explica ceea ce urma să se întâmple în timpul slujbei. Și m-a marcat, pentru că mi s-a părut un argument convingător, faptul că apa aceea banală, obișnuită, e transformată în ceva special, în aghiazma mare, prin invocarea de 8 ori a Duhului Sfânt. Și Patriarhul Prefericitul ne explica de ce de 8 ori. Păi pentru că aceasta este cifra infinitului. Ok. Anul ăsta, lasă că a fost foarte cald, că am văzut albinuțe, atât de cald era, care își făceau antrenamentul de primăvară, că am stat pe scaune, parcă eram la un spectacol, deci foarte multe lucruri erau altfel, că am fost foarte puțini, dar doar de 6 ori s-a invocat Duhul Sfânt. În fine, spuneam așa ca un gând al meu, referitor la cifra 8. Să închidem această paranteză, care nu și are loc aici, de fapt. Și există un număr maxim de cifre într-o astfel de serie numerică sau se pot duce oricât? Nu există un număr maxim. De altfel, seriile numerice ne dă Grigori Grabovoi în funcție de simțirea sa, în funcție de ceea ce percepe el, atât prin clarviziune, cât și prin măsurătorile sale. Deci nu există un număr maxim. Bineînțeles, acum nu o să venim cu o serie numerică interminabilă, dar sunt serii numerice care au și 18 cifre și chiar mai mult. Și, practic, există undeva un compendiu, așa ca o carte de telefon unde te duci și cauți, în ordine alfabetică eventual, tipul de problemă cu care te confrunți și găsești alături o serie numerică și pe urmă am să te rog să ne spui și cum se folosesc seriile numerice, că trebuie să existe o tehnologie. Da, trebuie să știi că există mai multe cărți pe care Grigori Grabovoi le-a scris cu aceste serii numerice și care au tematici diferite. Deci sunt unele care au ca și tematică refacerea organismului prin concentrarea pe serii numerice, da? Sau de fapt și de drept titlul cărții este restaurarea materiei organismului prin concentrarea pe serii numerice, da? Și această carte conține serii numerice care sunt pe diferite diagnostice, da? Există pe urmă o altă carte care se numește Regenerarea organismului uman prin concentrarea pe serii numerice și care conține serii numerice specifice fiecărui organ sau fiecărei părți din corp, da, pentru a lucra pe regenerare. Și când spun regenerare, și aici voi ajunge, probabil voi ajunge într-un punct în care te voi uimi din nou. Uimește-mă, că abia aștept să fiu uimită. Vorbim atât despre regenerarea unui organ bolnav, dar și despre regenerare sau rematerializarea unui organ extirpat chirurgical. Oh, God, te rog, ai trecut în ezoteric, ai trecut într-o zonă foarte ciudată. S-a întâmplat? Sigur că da. Ce înseamnă sigur că dacă e în afară de salamandră sau nu mai știu ce altă vietate căreia îi tai coada și îi crește la loc, parcă, nu știu, poate că spun prostii? Nu știu. De exemplu, omului n-am auzit să-i crească la loc un deget, un membru amputat, un dinte. Există, sigur că da. În primul rând, există o carte în care se găsesc mărturii ale persoanelor care au trăit asemenea situații și care au primit la începuturi, da, acest tratament, ca să-i spunem cu ghilimelele de rigoare, pentru că nu este un tratament și voi reveni la acest aspect din partea lui Grigori Grabovoi, da? Deci când el a început să lucreze, pentru că trebuia să ajungă cumva să demonstreze că ceea ce el spune are un
este un fapt real, da, are o finalitate și atunci a început să lucreze pe oameni, iar acei oameni au dat mărturii scrise în care spuneau, da, și există nu numai mărturile lor scrise, cât și examenele medicale și mărturile medicilor. Da? Asta vreau să spun, că nu e nevoie de prea multe mărturii scrise, e suficient să știi că și-a pierdut un braț sau ceva și să-l vezi că are braț din nou. Doamne, și cum se întâmplă lucrul ăsta? Crește așa succesiv, cum să spun, de la o articulație către capăt? Sau apare tot, dar apare mai puțin dens, mai rarefiat și pe urmă se compactează? Cum se întâmplă așa ceva? Sau e ca atunci când apeși pe un buton? Got! Nu, bineînțeles că nu. Trebuie să știm, da, și eu nu cred că spun o noutate aici, că absolut orice are o amprentă energetică, da? Să vorbim nu neapărat despre un braț, așa cum ai spus tu, să vorbim despre un dinte sau să vorbim despre un organ care a fost extirpat chirurgical. Există chiar mai multe cazuri, da? Unul dintre ele este notoriu, al unei doamne care i s-a extirpat uterul, da? Și care, aici este chiar drăguță treaba, s-a dus la Grigori Grabovoi pentru că ea vrea de fapt să întinerească. Acum, Grigori Grabovoi spune în felul următor: pentru el întinerirea nu este atât aspectul fizic, da? Ci mai mult starea organismului. Atâta vreme cât organismul nostru este în starea sa cea mai bună, da? În starea perfectă de sănătate, atunci suntem tineri, indiferent de aspectul nostru fizic. Bineînțeles că se poate lucra și pe acel aspect fizic. Ca să revin la povestea mea, deci Grigori Grabovoi a lucrat pentru întinerirea acelei doamne. A plecat doamna liniștită că totul este ok, după care s-a dus la un control de rutină, da? Fiind, cum spuneam, doamna a fost extirpat uterul. Și la acel control de rutină, da, a făcut un examen ecografic la care i s-a spus: uterul dumneavoastră este foarte bine. La care ea zice: care uterul meu? Păi eu nu am niciun uter, a fost extirpat. Zice: nu, aveți un uter și încă este foarte bine. A rămas destul de mirată, ca să nu spun șocată, doamna respectivă, după care s-a gândit, singurul lucru pe care l-am făcut a fost să meargă la Grigori Grabovoi să lucreze pentru întinerire. Și s-a dus la el și a spus: bun, eu am înțeles că, dar de ce trebuia să regenerez uterul? Sau de ce? Atunci el i-a răspuns: dar cum vrei să întinerești dacă nu aveai uterul? Când erai tânără, nu ai avut uterul. Deci, această poveste există, este înregistrată, este deja notorie și el a povestit-o peste tot. Da? Deci există acea amprentă energetică a oricărui organ, pe baza căruia, da? Atâta vreme cât există o amprentă energetică, ea poate să fie rematerializată. Pentru că orice lucru, orice obiect, inclusiv organele noastre interne, fac parte din realitate. Atâta vreme cât ele fac parte din realitate și au locul lor acolo. În momentul în care nu mai sunt fizic, aia nu înseamnă că nu mai există informația. Da. Da? Da. Și atâta vreme cât există informația, nu trebuie decât să o condensăm. Doamne. Da? Nu voi reveni la acest subiect atunci când voi discuta despre cum realizăm noi obiectivele sau materializăm cu ajutorul țărilor noi. Păi nu ne spui acum? Vrei să ne spui altceva acum? Cu ce vrei să continui? Nu, pot să spun asta în funcție de, bineînțeles, de, și de ce mă întreb tu. Deci, în primul rând, cum folosim acele țări numerice? Este un subiect demn de discutat. De ce? Pentru că, bun, este o modalitate simplă, dar oamenii ajung câteodată să o socotească mult prea simplă. Adică, ca să mai explic, sunt unii care înțeleg că atâta vreme cât am citit o serie numerică mecanică, ca și întâmplat-o în mine, sau sunt alții care se mulțumesc să o scrie, fie pe încheietura mâinii, fie pe o foicică de hârtie și o punem așa sub pernă, sau să o scrie, eu știu, prin alte locuri și consideră că este suficient. Ei bine, nu trebuie să
cădem chiar în acea parte. Deci nu este vorba despre așa ceva. Atunci când a creat acele serii numerice, Grigori Grabovoi s-a gândit în felul următor. A spus că fiecare persoană, da, în momentul în care trăiește o situație, în speță, da, dacă vorbim despre o situație de boală, că este o simplă răceală sau că este, sigur, o situație mai gravă, să spunem, un cancer, persoana respectivă trăiește niște emoții. Pentru că trăiește niște emoții, nu este capabilă, de la bun început, să dea un mesaj corpului său, da? Și atunci a creat acele serii numerice. De ce? Pentru că mesajul informațional pe care îl conțin cifrele ocolesc tocmai această parte emoțională. El rămâne, da, mesajul informațional rămâne curat, rămâne așa cum trebuie să ajungă el la corpul nostru pentru a schimba, pentru a normaliza acea situație de boală. Am înțeles. Pentru asta, în schimb, ce trebuie să facem noi, trebuie să lucrăm cu această serie numerică. Și când spun lucrăm, mulți se sperie, spun cum să lucrez, ce să fac eu. Păi, în primul și în primul rând, trebuie să ne concentrăm pe această serie numerică. Mergem mai departe, ce înseamnă concentrarea? Concentrarea este, ca să o explicăm foarte simplu, pur și simplu să ne uităm cu atenție la acele cifre, să le simțim, să încercăm să le simțim, să le vizualizăm în lumină. Este un factor important să vizualizăm cum lumina aceea intră în corpul nostru, cum ajunge acolo unde este nevoie, da? În funcție, bineînțeles, de ceea ce lucrăm. Să vizualizăm cum curăță, cum regenerează, cum vindecă. Este foarte important să înțelegem că Grigori Grabovoi ne-a invitat pe toți să fim creatori într-adevăr și să folosim acele serii numerice exact așa cum simțim noi. Important este să le folosim. M-ai lăsat paf. În primul rând că ne-a scăpat nouă acum un cuvânt pe care nu era bine să-l folosim. Sunt boli grave pe lumea asta și, precum se știe, noi trăind într-un dictat al medicinei alopate aici în vest, că și noi tot din cultura vestică facem parte așa grosomodo, chiar dacă suntem în estul Europei. Ce să facem? Trebuie să ne supunem faptului că oamenii sunt îndrumați și încurajați să ia multe medicamente, să se ducă să se opereze, să facă chimio sau radioterapie, adică să-și vadă de acel parcurs al vindecării, asupra căruia dețin monopolul absolvenții facultăților de medicină, industria farmaceutică și așa mai departe. Noi venim aici cu niște informații care să-i susțină pe oameni, să-i ajute, dar în niciun caz, absolut în niciun caz, să substituie calea aceea de vindecare. În sensul ăsta am simțit nevoia să fac această ajustare ca să nu se considere că venim noi cu soluția. De fapt, nu e vorba, așa cum frumos ai spus de la bun început, nu e vorba despre niște cifre care să vindece boli. E vorba despre tot felul de situații, nu? Din viață, care nu ne convin, poate că unele sunt financiare, sociale, amoroase, habar n-am cum, spirituale, și tu știi mult mai multe decât mine, și atunci cele legate de boală sunt doar un caz particular din spectru mai larg. Mă pricep la învățăturile lui Grabovoi deja? Sigur că da. Mulțumesc foarte mult pentru precizare. Urma să Da. fac această precizare pentru că era importantă. Deci, atunci când spun că trăim anumite situații, ca să revin, pentru că vreau neapărat să fac și eu această precizare, este important să înțelegem că nu se exclude niciun fel tratamentul medicamentos. Până când ajungem să structurăm, să evoluăm, da? Din punctul de vedere al conștiinței, este foarte important ca fiecare să urmeze, da, tratamentul medicamentos. Niciodată nu s-a pus problema în acest fel, ci să știm că putem să dăm corpului nostru și oricărei situații înconjurătoare, da, din realitatea înconjurătoare, un mesaj cifrat, vibrațional. Da? Asta este un aspect.
Pe urmă, bineînțeles că este important să înțelegem că acesta nu este un sistem de tratament. Sub nicio formă nu trebuie să înțelegem în acest fel. Și Grigori Grabovoi și toți cei care urmează învățăturile și care fac tot posibilul să le dea la o mai departe, pardon, precizează acest aspect. În primul și în primul rând, lucrăm pentru a evolua din punctul de vedere al conștiinței și datorită faptului că evoluăm, ajungem să normalizăm acele situații. Chiar dacă poate dumneavoastră vi s-ar părea că sunt cumva în același timp. Ei bine, nu. Sunt pași diferiți. Atunci când lucrăm cu acea serie numerică, de exemplu, ea ne ajută în primul și în primul rând să gestionăm o situație mult mai bine, să ne ridicăm nivelul de conștiință, să simțim vibrația acelor cifre, da? Să ajungem să ridicăm în așa fel nivelul nostru și mental și al conștiinței, încât să putem să contribuim la normalizarea acelei situații. Este foarte important să mai precizăm un lucru. Conștiința este cea care conduce, dacă vrei, corpul. Este cea care comandă corpul și care îl duce să, practic, își pornească acel sistem de autovindecare, pentru că orice corp are și un sistem de autovindecare. Asta a fost pentru precizarea cu pricina. Pe urmă, trebuie să spunem că, sigur că da, seriile numerice se pot folosi în absolut orice situație, în orice parte a vieții noastre, în orice domeniu al vieții noastre, că vorbim despre partea relațională, indiferent că este vorba de a găsi sufletul pereche sau de a relaționa în general în societate, pe urmă este o parte importantă care poate fi folosită în a produce și a materializa în viața noastră abundența financiară și materială. Pe urmă, este, bineînțeles, se poate folosi și în afaceri, da? Și Grigori Grabovoi chiar are o carte care se numește Numerele pentru afaceri de succes. Pe urmă, putem să folosim seriile numerice pentru a restabili orice situație care este disarmonioasă, putem să folosim seriile numerice pentru a-i ajuta pe prietenii noștri necuvântători, pentru a ajuta pământul, pentru a ajuta plantele. Deci în toate domeniile realității noastre înconjurătoare. Formidabil, absolut formidabil. Bine că se înregistrează emisiunea, că altfel sunt disperată să-mi notez. Mi se pare incredibil că trăim aceste vremuri. De fapt, ăsta este gândul, așa ca o umbrelă, care m-a stăpânit și în alte emisiuni despre alte tehnologii. Este uluitor ce trăim acum. Și, mă rog, ce am înțeles eu și te-am ascultat cu mare atenție a fost faptul că ai repetat cu cuvintele tale, dar nu foarte diferite, ceea ce propovăduiesc eu aici de câte ori am ocazia. Citatul ăla magic al fondatorului, al descoperitorului caracterului cuantic, porționat al realității, cel care a și introdus noțiunea de cuantă, de porție, Max Planck. Și Max Planck, uite ce ne spune, cum spuneai tu, avem un nivel informațional fundamental, noi zicem conștiență, zero point energy, the field, câmpul, nu contează. I-am și arătat o imagine așa, ceva unde niciodată nu e liniște, acolo sunt toate. Poate că este și câmpul akașic o denumire pentru acest ceva. Este locul de unde toate pot să purced. Această informație condensată este energie, pentru că nivelul ăsta informațional este extrem de subtil, e și greu să spunem ceva despre el, decât că el le conține pe toate. Conține toate posibilitățile.
De acolo noi putem, cu gândul nostru, cu puterea noastră de vizualizare, cu emoțiile noastre, putem să extragem cumva, să aducem, se spunea în colapsare, se spune în fizica cuantică, să aducem în materializare acel scenariu pe care noi îl dorim. Deci, informația sau conștiința, prin condensare, devine energie, care energie, prin condensare, devine materie. Ai vorbit exact așa cum vorbea Max Planck. Sunt uluită. Ce n-am înțeles foarte bine, dar n-aș dori să te întrerup prea mult, corespunzător acestor trei niveluri în care m-am obișnuit să gândesc lucrurile în aceste trei categorii și m-a ajutat, materia este foarte clară, mă rog, zicem noi că e clară, ca să simplificăm. Sus de tot, pentru mine, lângă conștiență, cu titlul de echivalent, de sinonim, în mintea mea este cuvântul spirit, conștiență sau spirit, acel ceva nemuritor, nu pe care îl avem, ci acel ceva care suntem, corpul îl avem, iar între ele, nivelul de mijloc, ei spus energie și eu îi spun tot energie și acolo m-am obișnuit să plasez gânduri și emoții. Mi se mai spune suflet, cu aspectul mental și emoțional. Ce n-am înțeles este când ai spus tu la început că avem spirit, suflet, repet, emoție și gând sunt aici în suflet pentru mine, materie, corpul fizic și peste toate e conștiența. Pentru mine conștiința are totuna cu spirit. Da, anyway, cred că probabil ne jucăm cu alte cuvinte, dar tot triadică trebuie să fie structura, din câte mi-ai spus chiar tu. Da, bun. Acum, este foarte adevărat, aceste noțiuni sunt un pic diferite și credem că am văzut diferite interpretări ale acestor noțiuni. Acum, eu bineînțeles că voi vorbi din punctul de vedere al lui Grigori Grabovoi, ale cărui învățături le prezint aici. Iar Grigori Grabovoi spune în felul următor și probabil te voi surprinde pentru că e puțin diferit. Deci el spune în felul următor. Spune că sufletul este acea materie care a fost creată de către Dumnezeu. Sufletul este parte din Dumnezeu și conține toată informația creației. După care avem spiritul, care este cumva, dacă pot să-i spun așa, este modul prin care sufletul nostru interacționează și acționează în realitate. Da? În realitatea informațională, bineînțeles. Da? Spiritul, de asemenea, este cel care intervine în procesul de creație și se află în absolut tot ceea ce noi creăm. Conștiința este a treia structură a personalității umane, pentru că Grabovoi așa o numește, personalitate. Și conștiința este interfața prin care sufletul nostru comunică cu realitatea înconjurătoare. Iată, deci, e puțin diferit față de felul în care ai expus tu. Iar acea conștiință, este foarte important să înțelegem acest aspect. Conștiința este cea care preia toate informațiile, da? În procesul acela de creație pe care, da, la care noi participăm în continuu și vom vorbi probabil la un moment dat și despre aceste lucruri, da? Deci conștiința, în conștiință noi preluăm informațiile din acel câmp informațional, le filtrăm, pentru că conștiința este ca o lupă, dacă vrei, da? Se filtrează informația, da? Odată filtrată, ea devine energie, pe care o mai filtrăm încă o dată și devine materie. Ei bine, conștiința mai are și un alt rol, pentru că ea nu numai că intervine în acest proces de creație, dar și conduce corpul nostru, da? Îl conduce în sensul că corpul este regenerat în funcție de ceea ce conștiința dictează, da? Și mai mult de atât, conștiința este cea care intervine în general în procesul de creație, pentru că condensează informația. Știi, ca să mă ajuți
în simplitatea minții mele, spune-mi, te rog, care este, era să zic substanță, dar trebuie să evit acest cuvânt pentru că ne trimite imediat în materialitate, ori vreau exact imaterialul să-l subliniem. Care este principiul suprem din care toate decurg? Cum îl numește domnul Grabovoi? Deci materia e cam cea mai de jos. Aici ne-am lămurit, nu există discrepanțe. Care este cel mai înalt, cel mai subtil, cel mai fundamental, cel mai ireductibil? Știu că nu se vorbește așa, că e un pleonasm. Care este principiul ireductibil din care toate decurg? Deci este sufletul. Ah, ok. Este deci suflet, tu spui suflet la ceea ce noi numim conștiență. Ok. Da. Ele, practic, sunt, dacă vrei, da, deci este sufletul cel care conține, așa cum spuneam, toată creația și care este partea întregii lumi, da, oriunde în lumea asta, spune Grigori Grabovoi, că este o parte din suflet, din sufletul nostru, da? Este, nu este așa cum am auzit noi și cum știm că sufletul are câteva grame, da? Că l-au au cântărit oamenii de știință și au descoperit, da? Da? Deci este o noțiune mult mai largă, iar pentru a putea, pentru a face ca sufletul să poată să interacționeze, da, s-au creat cele două structuri, spiritul și conștiința. Deci, sub suflet, acolo unde noi plasăm energia, tu spui spirit și conștiință. Da. Poți să-mi spui în engleză, este awareness, e consciousness, e conscience. Consciousness? Vai, ce varză o să facem! Deci sub ăsta este spirit. Și eu care tocmai mă chinui aici de nu știu câte emisiuni să convenim, să ne punem de acord asupra unei terminologii. Nu-i nimica. Spiritul și ce ai mai spus? Conștiință. Conștiință. Da. Ok. No comments. Avem să mai lucrăm și să mai discutăm pe această temă, pentru că nu se poate povesti în câteva minute așa, chiar dacă spațiul religiei este foarte generos, este greu să povestești toate aceste lucruri. Eu, ca și tine, ca și alții, da, și eu am citit foarte multe lucruri și am fost surprinsă când am luat prima dată contact cu această știință, dar cu timpul, da, și tot lucrând cu informațiile pe care el le dă și pe care eu le studiez din 2013 deja, am ajuns să înțeleg altfel toate aceste aspecte și am ajuns să cred că ceea ce spune el are un fundament, într-adevăr, iată și științific, pentru că el le demonstrează. Da, e important cândva să stabilim un glosar comun, să folosim aceleași cuvinte pentru aceleași noțiuni, pentru că nu-mi permit eu acum să-l corectez pe domnul Grabovoi, Doamne ferește, dar te informez cu modestie, cu simplitate, te informez că dezbaterea științifică din lumea occidentală, nu numai din Statele Unite, ci și din unele universități din Europa, se duce în plan filozofic, în plan fizic, deci în planul fizicii, nu în planul materialității, ci în planul științei numită fizică, în planul științei numită matematică, în planul științei speculative numită filozofie, se duce în jurul termenului de conștiință, consciousness. Deci este derutant dacă cineva vine dintr-o altă cultură, cu o altă terminologie, intră așa, să zicem, la un simpozion, la o conferință și spune, păi conștiința este subordonată sufletului. E o disonanță acolo. Adică toată discuția acum se duce în mod foarte ordonat, cumva, în jurul termenului de conștiință. Dar haide că bat monedă pe ceva care mă pasionează pe mine și te întrerup și îți iau din minutele în care doream să te auzim vorbind. Ce poți să ne dai niște exemple concrete de serii numerice care să fie de folos telespectatorilor noștri? Habar n-am, care sunt cele mai solicitate? Abundență, învață-ne să fim bogați, învață-ne să fim în pace, în fericire, în echilibru, în sănătate, învață-ne lucruri de astea de care are oricine nevoie.
Poți? Ok. Pot. Trebuie să te spun că Grigori Grabovoi are peste 25.000 de serii numerice. Câte? 25.000. Deci ca să rețin anumite serii numerice e mai greu, pentru că extemporalul ăsta este generos. Ai voie să te uiți pe notițe? Dar mi-ar face plăcere să le dăm oamenilor ceva frumos cu care să se ducă la culcare și să și vizualizeze luminile acelea care ies din cifre, cum spuneai tu, sau ce mai e de făcut. Spuneai că trebuie scrise pe mână sau cum? N-am înțeles foarte clar. Nu. Sunt persoane, da, care le scriu pe mână. Sigur că este posibil să facem și acest lucru, pentru că însuși Grigori Grabovoi ne-a spus că putem să folosim aceste serii numerice la modul la care noi considerăm, într-un mod creativ, da? Deci se pot scrie, dar important este de ce se pot scrie, pentru că există, da, acea vibrație pe care corpul nostru o simte, dar nu este suficient, ele trebuie lucrate. Așa cum spuneam, trebuie să ne imaginăm acele serii numerice, să le vedem, să ne vedem, practic, dacă vrei, una dintre metodele pe care el ni le sugerează este să vedem că acele serii numerice sunt în fața noastră, da? Sunt din lumină, da? Sunt mari, luminoase, iar noi suntem atât de mici încât suntem practic așezați între acele cifre și toată lumina cifrelor ne pătrunde din toate părțile. Ce frumos! Deci asta este... Da, deci asta este o modalitate de a vizualiza. Putem să le punem într-o sferă și să lăsăm sfera să intre în interiorul corpului nostru sau, din contră, să pătrundem noi în acea sferă. Da? Le putem citi și, în același timp, să ne imaginăm, așa cum spuneam, putem să le cântăm, da? Putem să le spunem numai în gând, dacă nu dorim sau nu avem, da? Nu putem să mergem pe stradă și să recităm, da, o serie numerică, pentru că s-ar putea ca oamenii să considere că nu suntem tocmai în regulă. Da? Deci se pot folosi diferite variante, sigur că da. Uite, dacă vrei, una dintre seriile numerice pe care eu le dau foarte des este seria numerică pentru activarea vindecării, pentru recuperarea și restabilirea rapidă a sănătății. Abia aștept să-mi o notez. Abia aștept să-mi o notez. Deci este 1, 9. O secundă, 5. O secundă. Deci pentru... Da. Vindecare. Activarea vindecării, recuperarea și restabilirea rapidă a sănătății. Ok, deci 1, 9, 7, 5, 1. 7, 5, 1. Da. Atât. Atât. Pentru că ai spus că sunt cu atât mai scurte, cu cât e mai general domeniul pe care îl intenționezi, pe care îl abordezi. Da. 19751. Și ce fac eu în seara asta cu aceste cifre? Le cânt, le spun, le desenez, le vizualizez pline de lumină. Cum? Da, le poți, toate acestea se pot face, da, le poți vizualiza pline de lumină. Te poți vizualiza înconjurată de acele cifre. Le poți vizualiza, de exemplu, să spunem că ai o situație, da, o situație banală. Cum spuneam la început, o gastrită, da? Spun banală, sigur că nu este banal, dar vreau să spun un diagnostic oarecare. Poți să-ți imaginezi cum lumina acelor cifre intră în interiorul stomacului și cum rezolvă orice problemă. Da. Deci dacă cineva vrea totuși să se ocupe de o problemă de sănătate, a unui organ specific și nu așa general, în general să fiu sănătos, da, atunci trebuie să vizualizeze aceste cifre în acel organ sau în jurul organului sau al zonei bolnave, cumva să vizualizeze o interacțiune între cifre și organul respectiv? Da. Ce deci importantă e vizualizarea? Scuză-mă, te rog. Spune. Da, este extrem de importantă. Pur și simplu, da, să simtă acele cifre,
ajungem, dacă lucrăm cu ele și sunt mulți cei care pot să simtă vibrația unei anumite cifre, da? Mai este o serie numerică pe care îmi place să o dau și acea serie numerică este 519, 519, da, spațiu, spațiu? 714, da, un spațiu, deci nu sunt legate, 714, imediat îți voi spune și de ce. Intenționat m-am dus către această serie numerică. Această serie numerică spune în felul următor. Numai o secundă, 519-7148 cu acea liniuță, cu acel spațiu, 519 spațiu, 7148. Ok. Această serie numerică spune Grabovoi în felul următor. Nu există nimic imposibil în această lume, mai ales atunci când lucrăm pentru realizarea vieții eterne pentru toți și a dezvoltării eterne. Vieții eterne, deci, a spiritului sau vieții eterne în trup? Că de la domnul Grabovoi nu mă mai miră nimic. Vieții eterne în trup, bineînțeles. Da? Nu degeaba spui tu tot timpul, nu, că suntem noi nemuritori, nu așa te adresezi? Da, dar nu mă gândesc nici o clipă că trăim de-a pururi în același costum. Ei bine, te voi uimi din nou, ba da. Grigori Grabovoi ne învață că noi când am fost creați, am fost creați pentru a trăi viața eternă în trupul fizic, pentru a nu experimenta nici boală și nici moarte, iar că aceste noțiuni, dacă le putem spune noțiuni, da? Deși sunt mult mai mult pentru noi, pentru conștiința noastră colectivă, ele practic au fost implementate de către conștiința colectivă, care la un moment dat s-a îndepărtat de spiritul divin, de divinitate. Și atunci s-au creat, pentru că, da, noi așa avem acel liber arbitru, s-au creat bolile și inclusiv moartea. Acum, dată fiind pasiunea asta a mea, care uite unde mă aduce, la ce descoperiri mă aduce, pasiunea asta a mea de a înțelege ce e cu trecerea în cealaltă formă de existență, în care nu mai avem nevoie de trup, eu am apucat să aflu de la tine ceva care m-a uluit, m-a lăsat absolut fără replică. Mereu zic, pe mine n-are ce să mă mai șocheze la câte am citit și am văzut, dar mi-ai spus ceva. Te rog, spune pe scurt acum, în ultimele 2 minute ale emisiunii, ce mi-ai spus că se poate face cu ajutorul învățăturilor domnului Grabovoi. Știi la ce mă refer? Da, știu la ce te referi. Acum mi-ai ridicat tare ștacheta. De ce? Pentru că trebuie să încerc să formulez un fapt extraordinar de important într-o frază. Deci, tocmai datorită faptului că Grigori Grabovoi spune că viața este eternă și pentru că practic, atâta vreme cât viața este eternă, corpul nostru este indestructibil, da? Grabovoi spune că corpul nostru este de fapt și de drept partea noastră de suflet materializată. Ori sufletul este inviolabil, este nemuritor, este indestructibil. Ca atare, și corpul uman trebuia să fie în acest fel. Iar pentru că trebuia să demonstreze aceste lucruri, Grigori Grabovoi a realizat învierea oamenilor. Învierea oamenilor, da? Da. A oamenilor de rând, nu... Da. Nu știu, nici nu știu dacă există vreo clauză sau vreo interdicție din partea autorităților care ne supraveghează activitatea și corectitudinea a ceea ce spunem, dar uite, deja explodează limitele cunoașterii noastre. Deci tu îmi spui că la modul serios acest matematician, nu numai prin serii numerice sau și prin serii numerice sau prin alte metode, da, ne ajută să revenim
Există chiar o carte, deci nu cred că ar trebui să fie o problemă din acest punct de vedere. De asta mi-am și permis să spun. Există o carte pe care Grigore Grabovoi a scris-o, Învierea și viața eternă de acum înainte, O să realitatea. fim întrerupte din cauza rigorilor emisiunii. Te rog, promite-ne că revii. Te rog. Promit, cu mare drag. Îți mulțumesc, îți mulțumesc din suflet, dragii mei nemuritori, avem promisiunea că vom continua. O noapte în care să aveți la ce să reflectați.